Pentru că un stand în piață i-ar costa prea mult, tot mai mulți țărani preferă să-și vândă marfa în cele mai aglomerate zone ale orașului și ce loc ar fi mai bun decât trotuarele, adică în picioarele eventualilor clienți. Deși condițiile de vânzare a produselor nu sunt deloc igienice, pe nimeni nu interesează acest lucru. Ați cumpărat brânză? Da, și e foarte bună. Deci, suntem țărani, deci nu, pentru noi nu e o problemă neapărat să luăm ambalată. Un nepot și femeile, acum ce să facă, să câștige și ele un mănișor. Ce credeți, cumpără oamenii sau le e frică că nu? Mai cumpără, că se gândesc că e de la țară, la țară e mai... Dar nu este igienic așa. Nu este, dar unde se ducă femeile? De la țară și ele n-au cu ce să-și câștige o pâine. Trebuie să mănânce, n-au încotro. Lasă, doamne, că nu e praf, că te are și doamna. În piață e scumpă, doamne, 200 kg de vânzări de oaie și nu ne duce buzunarul să luăm. Pentru că este foarte scumpă. Întrebați de ce nu merg în spațiile special amenajate pentru a-și vinde marfa în condiții cât de cât acceptabile, comercianții dau din numeri, spunând că în ziua de azi fiecare se descurcă așa cum poate. Unde la piață? La piață, sunt spații. Nu e piață. Nu că nu e piață, nu stonete. Și de aia nu merge. Că nu avem unde să vindem acolo. E criză, într-adevăr. E igienic? Nu e normal. Sau fiecare se descurcă în ziua de azi cum poate? Da, așa e. Exact cum ziceți dumneavoastră, ne descurcăm cum putem. Rămâne de văzut dacă inspectorii vor lua măsuri în privința comerțului stradal care pune în pericol sănătatea cumpărătorilor.